E o divergență de natură, să spunem, mai mult politică electorală, că am intrat într-un an destul de evident presat de acest fenomen electoral. Pe de altă parte, spațiile verzi dintre blocuri, câte spații vor fi reamenajate, sunt foarte multe divergențe, că se taie copacii, dispar parcurile. E o divergență de natură, să spunem, mai mult politică electorală, că am intrat într-un an destul de evident presat de acest fenomen electoral. E adevărat, relocăm spații verzi, încercăm să le modernizăm, scoatem garduri vii, scoatem copacii din fața monumentelor istorice, facem spații verzi noi, acolo unde se bucure lumea de ele, nu să le creăm doar pentru a ne satisface ogorii personale de a planta copaci când se nasc copii, și încercăm să facem lucrul ăsta mult mai eficient. Prin proiecte europene acum accesăm aproximativ 22 de milioane de lei pentru a amenaja peste 30.000 de metri pătrați de spații verzi, dar spații verzi gândite, care să folosească oamenilor și să poată bucura de ele, cu plantări de arbori, cu locuri de joacă pentru copii puse acolo unde trebuie, încât să poată și folosi celor care vor intra în ele, zone recreative, dar și zone educaționale, în zona Bradului Libertății, Strada Romană, zona Cea Rosetii, toate făcând parte dintr-un ansamblu de proiecte finanțare europene pe care le lansăm începând de astăzi. Unul foarte mare, deci aproape 2 hectare, 17.800 de metri pătrați, este în zona Cea Rosetii, unde este o ruină construită pe la începutul anilor 90, o demolăm și acolo facem un parc cu amfiteatru, zonă recreativă, pistă de biciclete și altele. Și trei parcuri foarte mari vor fi făcute în zonele de cartier, în zona Nicolina 1, care este foarte văduvidă, cu suprafețe de peste 4.000 de metri pătrați, Orientului, Bradului, zona Libertății și Strada Romană, în zona Cantemir, în cartierul Cantemir, inclusiv căile de acces până acolo, deci prin modernizarea străzii pe care circul ca să ajungi la parcuri. Valoarea este mare, așa cum spuneam, unele ajung la aproximativ 4 milioane de lei, 6 milioane de lei, cel din Cea Rosetei, în total aproximativ 21 de milioane de lei.